Ok, haideți să reluăm, o să pornesc din nou share screen-ul și să continuăm cu celelalte întrebări. Deci am ajuns la întrebarea 7 de aici. Ce este un nonce? Dacă știe cineva, dacă ați mai, întâi de toate, dacă ați mai auzit vreodată termenul ăsta, nonce, mâna sus, cine l-a mai auzit? Ok, Claudia, dacă ți-amintești în ce context l-ai auzit și ce e el... ceva cu o cifră, dar nu mai știu sigur exact, să vă zic. Ok. Altcineva care a mai auzit termenul ăsta sau își amintește oricât de vag, așa, cam unde ar fi apărut? Ok, păi atunci dacă doar Claudia spune că l-a mai auzit și nu își amintește exact unde, o să vă explic eu despre ce este vorba. Un nonce este un număr sau uh, o cifră sau uh, un mesaj, deci, uh, practic o bucată de informație care este folosit o singură dată. Deci partea uh, uh, once de acolo, e once de fapt, din uh, engleză, și înseamnă că este ceva ce se folosește o singură dată. Uh, asta ce înseamnă să vă dau un exemplu concret. Uh, poate că dacă o să Studiați anumiti algoritmi criptografici, o să vedeți e, e, situații mai complicate, dar eu să vă dau un exemplu foarte concret. Să spunem că e, jucăm jocul acela foarte simplu în care eu trebuie să ghicesc un număr pe care vi l-ați ales voi și voi vă gândiți să nu-mi spuneți numărul pe care vi l-ați ales, ci pur și simplu după ce alegeți numărul și îl notați pe o hârtie, mie îmi spuneți numărul acela plus 13. Deci alegeți ca toate informațiile pe care mi le dați mie să fie mai mari cu 13. Deci dacă ți-ai ales 5, nu îmi spui 5, îmi spui 18. 13, acela pe care l-ai ales, este un nons pentru că se modifică o singură dată informația, după care practic se aruncă. Deci este un fel de, să zicem așa, cod, dar e mult spus cod, de unică folosință. Am folosit acest nonce pentru a altera informația la început și gata. După aia nu-l mai folosesc sau, mă rog, nu oprește nimeni să-l mai folosesc, dar sunt probleme de securitate dacă, dacă nonsul mai este folosit. Deci, de acum încolo, când întâlniți termenul de nons și, repet, apare în diverse, diverse algoritmi criptografici cu criptare de tip bloc, înseamnă un, un număr sau o informație care este folosită o singură dată. Ca să vă mai dau un exemplu un pic mai sofisticat, dar mai apropiat de viața reală, unde apare acest nonce. Majoritatea algoritmilor criptografici care lucrează pe blocuri. Ce înseamnă criptarea pe blocuri? Știe cineva? Deci criptarea pe blocuri înseamnă uh, o criptare care împarte uh, mesajele pe care vrea să le cripteze în blocuri de lungime egale și la nevoie completează cu zerouri. Deci, de exemplu să spunem că uh, se lucrează cu un bloc de mărime 5 și eu îi dau uh, un mesaj de mărime 6 atunci primele 5 litere sau cifre din mesajul respectiv vor constitui blocul 1 iar a șasea, la A6 se mai adaugă încă patru informații aleatorii sau zerouri de obicei ca să avem în total două blocuri de ambele de lungime 5. Deci criptarea pe blocuri folosește, descompune informația pe care vrea să o cripteze în blocuri de lungimi egale pentru ca să se asigure că indiferent de lungimea mesajului de intrare practic se lucrează numai cu blocuri de o anumită lungime fixată. Și criptarea pe blocuri criptează separat fiecare bloc. Deci se poate aplica un algoritm la primul bloc, alt algoritm la al doilea bloc și așa mai departe. Iar rezultatele sunt concatenate, sunt lipite și se transmite uh, acest mesaj uh, ca rezultat. Nonsul apare la primul bloc pentru că de cele mai multe ori, să spun așa cum uh, când te urci în mașină, bași și uh, dai primul contact primul algoritm criptografic care se folosește la un bloc de cele mai multe ori folosește un număr aleatoriu, un generator pseudo-aleatoriu se numește. Și atunci, pentru a porni, pentru a iniția această criptare, se folosește un nonce. Deci se alege la început ceva aleatoriu, habar n-am, 7384, și ăsta a fost, e un nons, deci e un, o informație de unică folosință. Se folosește pentru inițierea criptării, pentru criptarea primului bloc. Este practic dacă vreți prima cheie de contact pe care o dai la mașină, după care mașina merge singură, știe ce să facă mai departe, dar fără prima cheie nu poate să pornească. Asta este uh, utilizarea nonce Dacă aveți întrebări sau comentarii până aici, ok. Atunci continuăm. Și mergem la întrebarea asta pe care am întâlnit-o un pic astăzi și acum ar trebui să știți să răspundeți. Dacă putem spune că. A, ah, ba nu, am sărit întrebarea 8. Ce este procesul de autentificare, autorizare și dați un exemplu în care cele două sunt diferite. Hai să o luăm pe rând. Ce înseamnă autentificare? Victoria Daniela Mâcă. Verifică corespondența dintre un user și o parolă, adică este proces, procedeul de login autentificare, nu. Nu, pentru că, de fapt, hai să, cred că, Claudia, mai aveai mâna sus? Sau mi s-a părut mie? Da, o aveam. Te ascult. Tot așa, m-am gândit că e necesar pentru a identifica cu succes o persoană, e necesar de o parolă sau, de exemplu, viața reală de un CNP? Uh, de o preție de socializare sau cont, efectiv. Ok, bine, atunci hai să nu comentez la răspunsul ăsta și să, să încercați să vă dați seama singuri de ce nu e tocmai bine ce ați spus. Hai să trec la partea a doua întrebării. Ce este procesul de autorizare? Ok, acum nu văd nicio mână ridicată, deci cumva așa se explică răspunsul pe care l-ați dat la autentificare. Faptul că nu știți exact ce înseamnă autorizarea și în felul acesta nu se poate crea confuzia între autentificare și autorizare. Hai să ne gândim un pic la, dacă vreți, la etimologia cuvintelor. Deci autentificare verifică că ceva este autentic. Autentic ce înseamnă? Păi înseamnă adevărat. Din exemplu pe care l-a dat Claudia privitor la CNP, este cumva răspunsul cel mai apropiat. Adică Autentificarea, procesul de autentificare, asigură că uh, utilizatorul care se conectează este într adevăr, ce, într -adevăr cel care pretinde că este. Uh, utilizarea CNP-ului este un exemplu de proces de autentificare, cu asta sunt de acord. Utilizarea unui login și parolă, ce a spus Victoria, e discutabilă discuția, e discutabilă problema pentru că uh, în principiu, username-ul și parola doar teoretic identifică în mod unic uh, un utilizator. Adică, uh, dacă vreți, un exemplu foarte folosit în viața de zi cu zi și pe care îl întâlnim tot mai des este acea autentificare biometrică în care se folosește amprenta sau scanarea irisului sau lucruri de felul acesta. Sau... Uh, un alt tip de uh, autentificare, la fel, din ce în ce mai folosit și din ce în ce mai sigur, este așa numitul uh, proces de autentificare cu doi factori. Two-factor authentication. Și acel proces uh, folosește două informații, din care unul este username-ul și parola, deci ce a spus Victoria, dar uh, cel de-al doilea... Uh, cea de-a doua informație este ceva specific. De cele mai multe ori, de exemplu, cei care folosesc e-mail-ul ca uh, two-factor authentication. Nu știu, a folosește cineva two-factor authentication la vreun serviciu? Mâna sus? Claudia? Nu știu, nu știu dacă exa exact Tine voastră. De exemplu, eu la e-mail ca să mă loghez, pe lângă parolă am și un cod prin SMS. Prin SMS, exact, exact. Este un exemplu de two-factor authentication și este foarte bun. Uh, pentru că uh, am spus așa că vrem să identificăm cât mai clar persoana. Și atunci, de exemplu, tu dacă te loghezi pe Facebook sau pe YouTube sau undeva și ți se trimite prin e-mail un cod de autentificare, nu este o securizare foarte bună pentru că e acela poate să nu te identifice în mod esențial. De fapt, SMS-ul pe care îl primește Claudia la atunci când folosește tu Factor Authentication, o să ziceți, a, păi ce, că îi fură cineva telefonul și a e. Păi da, dar de fapt, SMS-ul care se folosește preia datele într-un fel, deci se asigură că este Claudia uh, contactând Vodafone sau Orange sau unde are ea uh, numărul de telefon. Deci, practic, într-un mod foarte indirect, serviciul de e-mail la care se conectează Claudia întreabă pe Vodafone, mă este adevărat că... Claudia Aldescu are numărul ăsta de telefon și practic Vodafone răspunde, da, este adevărat, poți să-i dai SMS, deci înseamnă că dacă îți răspunde la SMS, este într-adevăr Claudia Aldescu. Deci despre asta este vorba. Uh, alte tipuri de two factor authentication, cum, cum v-am spus mai devreme, pot fi cele care folosesc date biometrice, dar la datele biometrice se poate argumenta că nu mai este nevoie de cel de-al doilea factor, pentru că dacă ți-a scanat amprenta sau ți-a scanat uh, irisul, în mod evident ești tu, deci nu mai am nevoie de cel de-al doilea factor. Dar uh, autentificarea, într-un fel, este un fel de uh, certificare că persoana care pretinde că este, este într-adevăr persoana respectivă. Asta înseamnă autentificare. Se verifică faptul că informația este autentică. Uh, mai spun o dată, Exemplu dat de Victoria de username și parolă sau e email și parolă este un exemplu, dar este unul foarte, foarte vag, pentru că el nu este deloc sigur. Deci nu, nu ne asigurăm că serviciul este uh, autentic. Sau poate că unii dintre voi mai folosiți. Uh, nu mai știu exact cum se numește serviciul acela de la Google, dar uh, sunt mai multe servicii care îți oferă niște uh, coduri uh, care se autodistrug în câteva secunde. Deci uh, te loghezi, uh, vrei să te loghezi undeva și spune introduci uh, acest cod. Și atunci ai o aplicație separată pe telefon sau, de cele mai multe ori, pe telefon, care îți generează, în momentul respectiv, îți generează un cod de autentificare, iar acel cod dispare în 5 secunde sau în 10 secunde sau lucruri de felul acesta. Acesta este cel de-al doilea factor de autentificare. Ok. Um, ce este autorizarea? Iarăși, porniți de la ce ar putea însemna cuvântul la autorizare și atunci gândiți-vă uh, ce ar putea să însemne în termeni tehnici. Păi dacă vreți puteți să porniți de la celebra problemă a românilor, vrei să faci ceva, păi te trezești că trebuie autorizație. Între autorizare și autorizație este o legătură foarte strânsă. Pentru a, pentru a fi autorizat să faci ceva, trebuie să primești o autorizație. Și acum hai să ne gândim iarăși la cum este alcătuit cuvântul. Autorizare. Înseamnă că asta îți permite să devii autor al, mă rog, unui anumit proiect, proces, procedeu, etc., etc. Un exemplu foarte uh, clar pe care îl înțelegeți dacă uh, folosiți mai multe conturi de utilizator în sistemul de operare și cel mai clar ele sunt separate în uh, în uh, sistemul de operare Apple și Linux este uh, acela când uh, dacă verifici permisiunile unui fișier și observi că numai anumiți utilizatori sau utilizatorii care aparțină unor anumite grupuri pot să și editeze fișierul respectiv sau uh, uh, uite să spunem că voi crea un uh, uh, fișier pe Google Drive asta sigur ați întâlnit deci uh, să spunem că facem un Google Doc. Și atunci trimiteți cuiva linkul și spui hai să colaborăm la acest fișier, și uiți să-i dai drepturi de editare uh, colegului cu care vrei să colaborezi. Și atunci colegul respectiv se trezește că nu este autorizat să facă modificări în fișier, ci doar să-l vadă. Deci uh, autorizarea înseamnă împlinirea drepturilor care au fost date de modificare, de creere și așa mai departe. De exemplu, dacă mie îmi dați un link de Google Drive și îmi dați drepturi de editare, eu am drepturi de editare, dar nu am drepturi de creere. Deci, evident că eu nu pot să creez un fișier în drive-ul vostru. Deci, nu, nu sunt autorizat să creez un fișier în drive-ul vostru sau cei care ați folosit bă, Linux probabil ați observat că anumite, de exemplu fișierele de sistem, asta e valabil în orice sistem de operare folosiți Windows, Linux sau Mac. Dacă navigați în C, Windows 32 sau mă rog, unde e salvat acolo sau în, în Linux în căile care încep cu slash, deci fără, fără tilda, în căile care încep cu slash. O să vedeți că dacă vreți să faceți orice modificare, trebuie să introduceți comanda sudo la început, adică sudo vine de la Super superuser do. Dăm voie să fac asta făcându-mă pe mine un super superuser. Sau în Windows, când vreți să faceți anumite modificări, te întreabă dacă vrei să faci asta ca administrator. Deci autorizare înseamnă să... Îți îndeplinești drepturile care ți-au fost date. Deci, asta e, asta e ideea de bază. Înseamnă să, să poți fi făcut autor cu drepturi depline sau, mă rog, cu drepturi restricționate. Întrebări sau comentarii până aici? Ok, liniște. Bun. Uh, mai departe, ajungem deci la această întrebare la care să vă rog să vă dați cu părerea, că am discutat destul. Dacă putem spune că utilizarea unui lacăt cu cifrul la o valiză este o măsură criptografică? Sau ai un seif, cum îl vezi în filme, și ai o combinație la seif, înseamnă că a luat o măsură criptografică? pentru a-și proteja Bunurile din safe? Ce părere aveți? Nici o idee? Păi, unul dintre, uh, unul dintre precizările esențiale pe care am făcut-o când am vorbit despre cu ce se ocupă criptografia, a fost că în mod esențial criptografia modifică cumva informația, o ascunde-o, uh, o ascunde modificând-o. Deci, uh, să folosești un cifru la safe, nu, nu este o măsură criptografică din punctul acesta de vedere. Dacă ai vrea să-ți protejezi banii într-un mod criptografic, ar trebui să-i transformi în altceva și ca după aia să-i poți recupera, adică să, să se poată inversa procesul. Deci banii să devină, habar n-am, dintr-o dată să se transforme într-o carte, hocus-pocus, și asta înseamnă că ai folosit o metodă criptografică, că ți-ai codat banii, să spun așa, și apoi, făcând hocus-pocus invers... Carta respectivă să devină înapoi bani. Abia atunci poți spune că ai aplicat o metodă de tip criptografic. Altfel este vorba doar de securitate fizică cum îi spuneam colegei voastre, Claudia la început, că dacă își ține jurnalul într-un dulap cu lacăt, nu aplică criptografia ci doar securitate fizică. Asta este uh, ideea. Ok. Mergem mai departe. Iarăși, vă cer o părere, pur și simplu wild guess, cum se spune. Câte cifre credeți că trebuie să aibă un număr folosit într-un algoritm criptografic oarecare pentru a fi sigur? Bineînțeles că dacă ai un algoritm care folosește 3 milioane de cifre, probabil că e destul de sigur, ne gândim și noi. Dar cam care este limita inferioară, după părerea voastră? Cam cât de mari trebuie să fie numerele pe care le folosim în criptografie ca să fie sigure? O părere așa, oricât de vagă. pur și simplu cât credeți voi 200 300 5 milioane o părere nici o părere Sigur că depinde de algoritmul criptografic pe care îl folosesc, dar haideți să luăm un exemplu concret. Algoritmul RSA, care este unul dintre cele mai utilizate, este și unul dintre cele mai, să spunem, sigure din partea clasică a criptării, deci în care nu se folosește criptografie cuantică sau curbe eliptice. Algoritmul RSA se descurcă cu aproximativ 650 de cifre. Deci, dacă ai un număr care folosește 650 de cifre și vrei să-l folosești în algoritmul RSA, este destul de sigur. Um, repet, dacă folosești alți algoritmi mai slabi, o să ai nevoie de numere mai mari. Se poate ajunge și la câteva mii de cifre. Dar, um, nu știu ce părere aveți, voi, din punctul meu de vedere, 650 de cifre pentru a fi folosite într-un algoritm criptografic despre care este clar că e sigur, adică se demonstrează că nu se sparge decât în câteva zeci sute de ani, mie mi se pare un număr mic. Adică, practic 650 de cifre poți să le stochezi într-un vector de o anumită lungime, cel mult 650, și mi se pare un număr destul de mic. Adică, asta, asta e părerea mea și am vrut să vă dau un fel de simț al măsurii. Deci, Sigur că voi puteți să folosiți numere cu 3 milioane de cifre și atunci ești sigur și tu și uh, copiii tăi și nepoții tăi și așa mai departe. Dar 650 de cifre pentru algoritmul RSA este suficient. Ok. Bun. Și acum mergem. Uh, uh, Mergem la întrebarea 11, în care vom discuta termenii pe care îi vedeți aici și pe care îi întâlniți foarte mult în criptografie și în general în securitate. Atacul cu forță brută. Ce înseamnă asta? Când spun atac, bineînțeles, mă refer la un atac informatic, adică o tentativă de spargere a unui cod. Și ce ar putea să însemne un atac cu forță brută? Vreo părere? Orice părere? Ce credeți că înseamnă asta? Ok, ca să nu vorbesc tocmai singur, o să e, numesc eu pe cineva să-mi dea o părere oricât de vagă. Deci Ana Maria, Dana Cristea. Ce părere ai, ce crezi că înseamnă atacul cu forță brută asupra unui cod? Ana Maria, mă auzi? Că noi nu te auzim. Maria nu ne aude. Următoarea Ana Maria Cătălina Boloca. Ne auzi? Da, vă aud, doar că n-am idee. Nu știi ce poate să însemne atacul cu forță brută. Da, așa fizic, da, doar că fotografie nu. Am o Ovidiu, te ascultăm? Da, 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 deci nu vreau definiția cu cuvintele voastre. Cumva se, se formează cuvinte într-una, adică toate combinațiile posibile, până când la un moment dat se ghicește parola. Exact. Forță brută înseamnă că Dar nu că gând... în funcție În funcție de complexitatea parolei, poate dura puțin, sau dacă parola este destul de complexă, poate dura ani, zeci de ani, zeci de ani până se decriptează parola. Sigur că da. Până da. Se da, exact. Deci, atacul cu forță brută, de aia se și numește cu forță brută, că practic nu gândim nimic. Efectiv, încercăm toate posibilitățile. Absolut tot. Cum spune Ovidiu, chestia asta poate să dureze minute, secunde, ani, zeci de ani, sute de ani, mii de ani, etc. Atacul cu forță brută înseamnă efectiv să încerci toate posibilitățile. Sigur că ar trebui să adun și niște informații. De exemplu, dacă eu vreau să sparg parola lui Ovidiu de pe Moodle cu forță brută, aproape sigur n-am nicio șansă de reușită pentru că nu știu nici măcar ce lungime are. Și atunci eu trebuie să încerc toate posibilitățile începând de la 8 caractere sau nu știu cât impune Moodle până la oricâte. Poate parola lui Ovidiu are 500 de caractere, spun și eu. Adică în situația asta, bineînțeles că atacul cu forță brută este complet nefezabil. Dar el asta înseamnă. El înseamnă să încercăm în toate posibilitățile. Poate, poate ne dă vreunul. Ok, mai departe. Ce înseamnă atacul man in the middle, dacă aveți vreo idee? Vă sugerează numele destul de clar. Ce credeți că înseamnă man in the middle? Ați mai întâlnit acest atac, mâna sus, dacă ați mai auzit termenul ăsta, de man in the middle? Ok, dacă nu l-ați mai întâlnit, atunci nu aveți de unde să știți. Deși numele este destul de sugestiv. Deci man in the middle, în mijlocul cui? Păi eu vreau să vorbesc cu Ovidiu, să spunem. Deci eu sunt A, el este B, eu sunt emițătorul, el este receptorul și cineva se interpune. Și să spunem că eu îi spun lui video un secret, iar cel care se interpune poate să intercepteze acest mesaj, mă rog, poate să-l intercepteze în întregime sau poate doar să facă un fel de telefonul fără fir și să înțeleagă doar o parte din ce îi spun lui video, dar man in the middle înseamnă exact asta, să te interpui undeva și să încerci să interceptezi mesajele, dar cum să spun, de exemplu, ce au făcut, nu mai știu cine spunea despre The Imitation Game, despre film, faptul că se interceptau uh, mesajele tri, uh, transmise de nemți nu este neapărat un atac de tip man-in-the-middle pentru că mesajele date de nemți de cele mai multe ori oricum erau publice. Adică uh, are sens atacul man-in-the-middle uh, când te, te interpui pe un canal uh, secret de comunicare. Că altfel dacă, nu știu, citești ceva care e în ziar, nu poți să zici că ai acumulat o informație suplimentară. E, uh, Informația oricum era publică. Dar asta înseamnă man in the middle. Bun. Mergem mai departe. Ce înseamnă dictionary attack? Cine a mai auzit acest termen? Dictionary attack. N-ați mai auzit termenul niciodată. Ok, atunci vă spun eu pe scurt, atacul dicționar sau dictionary attack înseamnă tot un atac de tip forță brută, dar care folosește niște. începe cu niște cuvinte care sunt probabile ca parolă. De exemplu, poate ați văzut și voi o groază de știri. Uh, că se fac bilanțuri la sfârșit de an, că cele mai des utilizate parole sunt uh, cuvântul password sau 1, 2, 3, 4, 5 sau cum era cu pinul mai de mult 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1 și așa mai departe. Și atunci dictionary attack înseamnă să mă pregătesc de un atac de tip forță brută, dar să nu le iau chiar la întâmplare. Hai să începem cu ceva care ar putea fi, începem și noi cu cuvântul password, eventual schimbăm O, îl schimbăm în 0 și lucruri de felul acesta. Deci este atacul cu forță brută, dar la care gândim un pic, doar un pic. Mai departe, ce înseamnă inginerie socială? Cine a mai auzit termenul ăsta, mâna sus. Ingineria socială face pasul următor, deci tot mă pregătesc de un atac de tip forță brută, dar încerc să folosesc cât mai multe informații sociale ca să ca să descifrez, să reușesc să sparg acea parolă. De exemplu, dacă vreau să sparg parola unui prieten, să spunem că mai întâi încerc să aflu cum îi cheamă pe părinții lui, poate pe soția lui, dacă este căsătorit, pe copiii lui, dacă are copii, când este data nașterii, ce filme îi plac, lucruri de felul ăsta, ca să încerc mai întâi printre parolele pe care le testez ca să-i sparg contul, să încerc aceste informații. Informații. Adică, repet, este tot un atac de tip forță brută, dar încerc să obțin cât mai multe informații care ar putea să fie incluse în parola persoanei respective. Deci, inginerie socială asta înseamnă. Sau, dacă ne referim, de exemplu, sunt cazuri, studii de caz foarte interesante în care s-a spart securitatea fizică folosind inginerie socială. De exemplu, vă spuneam în prima oră despre data centers care sunt securizate fizic, deci acele ferme de servere în care sunt o groază de paznici și așa mai departe și reușești într-un fel să te împrietenești cu un paznic și îi spui, domnule, am și o nevoie la toaletă și nu mai e nicio toaletă pe o rază de 30 de kilometri. Poți să mergi la toaletă în clădirea voastră? Da, sigur, hai că-ți deschid și mergi la toaletă. Asta ar fi o situație când se sparge... Uh, se sparge securitatea fizică folosind inginerie socială, partea socială fiind aici interacțiunea sau tot felul de remarci sau de, să spunem, tentative de împrietenire astfel încât să reușești, nu știu, să-i furi cardul de acces sau să-l convingi să deschidă undeva pentru tine. Asta este ingineria socială. Ok, ce înseamnă ethical hacking? dacă aveți vreo părere. Deci, hackerii etici. Ați mai auzit termenul ăsta cineva vreodată? Se mai cheamă hacker cu pălărie albă, white hat hacking, și sunt uh, hackerii care ajută la cercetare în uh, criptografie și securitate de exemplu voi dacă vreți să lucrați în criptografie și securitate aveți o șansă de a deveni hacker etici uh, mai există uh, hacker cu pălărie gri și hacker cu pălărie neagră uh, hackerii cu pălărie gri în general uh, sunt uh, să zic așa the good guys dar uneori uh, fac și lucruri la limită Uh, și mai sunt hackeri cu pălărie neagră care fac lucruri ilegale. Deci uh, să spargi, să spunem, site-ul guvernului, site-ul site uh, inspectoratului de poliție și așa mai departe, înseamnă că ești un hacker cu pălărie neagră. Însă un hacker cu pălărie albă sau un hacker etic este uh, cel care participă la uh, programe de uh, Uh, programe din astea de uh, căutarea căutare a bagurilor de securitate. De exemplu, Apple a anunțat acum un an sau doi un program în care primești 100.000 de dolari dacă reușești să găsești un bug, deci o breșă de securitate în sistemul de operare, nu mai știu care, iOS sau macOS, ceva de genul acesta. Și atunci tu cercetezi, încerci să spargi acel sistem de operare cu o breșă, să găsești o breșă de securitate, și uh, dacă ai găsit-o, neapărat ești angajat prin contract sau, mă rog, uh, un fel de înțelegere, să-i spui lui Apple vezi că ți-am găsit o breșă de securitate, încearcă să o rezolvi. Asta este uh, hackerul uh, cu pălărie albă și de cele mai multe ori acești hackeri sunt independenți sau uh, angajați la firmele respective. De exemplu, voi dacă, să spunem, uh, v-ar angaja Politehnica drept uh, hacker cu pălărie albă, ar trebui toată ziua să stați și să încercați să spargeți serverele de Moodle, să încercați să spargeți serverele de Teams și așa mai departe, partea politehnicii, că dacă spargeți Teams, s-ar putea să fie vina Microsoft. Deci asta este, asta este ideea la hacking etic. Ok. Certificat digital și semnătura digitală. Astea merg împreună. Dacă ați întâlnit acești, acești termeni și ce credeți că înseamnă? Certificat digital și semnătură digitală. Păi, certificat digital apare și când v-am întrebat în prima oră despre un serviciu care folosește criptografie, am uitat să menționez și nici voi n-ați spus că este un serviciu pe care îl folosiți toată ziulica, HTTPS. Deci în momentul în care accesați un site și URL-ul său începe cu HTTPS, cum vedeți aici la GitHub sau pe site-ul meu personal, observați că aici Firefox arată și un lăcățel și dacă dau click pe acest lăcățel sau dacă țin mouse-ul spune că e verificat de DigiCert Inc. Și dacă dau click aici pot să văd exact informațiile despre... Uh, Certificatul digital. Deci certificatul digital sunt informațiile care apar aici la site-uri. Putem să dăm aici la more information și aici vedem, sper că se vede, vedem toate informațiile privitoare la certificatul respectiv. Și ne spune că DigiCert Inc a certificat că site-ul respectiv este într adevăr github.com dar a, în acest certificat nu găsim informații despre cine deține site-ul sau serverul respectiv și ia uite dacă ne uităm și mai atent jos găsim informații criptografice și știm că conexiunea către github.com este criptată cu folosește protocolul TLS, este criptată cu algoritmul AES pe 128 de biți și de asemenea folosește și algoritmul secure hashing SHA de la Secure Hashing Algorithms pe 256 de biți. Deci, câte info, iată câte informații criptografice putem obține doar uitându-ne uh, pe certificatul unui site. Iar dacă dăm aici View Certificate, ceea ce nu o să fac acum pentru că se deschide un fișier criptat, uh, o să găsim exact informațiile privitoare la... Uh, adică ce informații se stochează într-un certificat digital. Și iarăși ar trebui să ne gândim un pic la ce înseamnă cuvântul acesta certificat. Deci, înseamnă că certificatul atestă, certifică, faptul că ceva este într-adevăr adevărat. În cazul de față, faptul că uh, URL-ul acesta duce către uh, github.com. Care este diferența între HTTP și HTTPS și cum poate fi explorată această uh, diferență? Iată! De exemplu, eu mi-am făcut un site personal acum vreo 3 ani și la început oferta uh, providerului de hosting nu conținea certificate digitale și m-am gândit, domnule, n-am nevoie că este doar un site personal și așa mai departe. Asta este o gândire greșită și m-am prins destul de repede de asta și vă spun și vouă pentru că e foarte important că o să ziceți, a, păi ce, în cazul meu îmi sparge site-ul, Mare Brânză. O să găsească materialele pe care le predau la Politehnică, dar oricum materialele astea sunt publice pe net, deci Mare Brânză, ce dacă îmi sparge mie site-ul. Problema dacă îți sparge site-ul este aceea de furt de identitate. Câte vreme tu nu ai un certificat digital. Este ca și cum nu ai avea certificat de naștere în România. Este ca și cum oricine se poate da drept tine, și nimeni nu va ști exact cine este adevărata Claudia Mihaela Aldescu, să spunem. Pentru că sunt o groază de oameni care pretind că sunt această persoană și cineva este un criminal, cineva este un scriitor, cineva a luat premiul Nobel și așa mai departe. Și nu o să știe nimeni niciodată cine este Claudia Mihaela Aldescu. Mai mult decât atât, aceeași persoană își poate crea, dacă vreți, o familie de asemenea persoane care practică furt de identitate, și atunci se poate da drept oricine, oricând, poate fura tot felul de bani, bunuri și așa mai departe. Deci, certificatul digital, ca și semnătura digitală, este echivalentul, dacă vreți, al certificatului de naștere sau al buletinului de identitate al unei persoane. Certificatul digital se folosește de obicei pentru servicii web, deci pentru site-uri, de exemplu, în vreme ce semnătura digitală se folosește de obicei pentru documente. De exemplu, voi când v-ați înscris la... mă rog, când v-ați înscris voi la Politehnic a fost înscrierea fizică, dar anul acesta când a fost înscrierea cu documente în format virtual ați trimis, sau mă rog, candidații au trimis documente scanate, pozate, nu știu ce, în care au semnat cu pixul și e ok. Noi, în principiu, nu putem să verificăm că acele documente au fost semnate într-adevăr de Xulescu. Pentru că acele documente nu conțin semnătură digitală. E poza cu telefonul lui sau poate că a poza cu telefonul părinților și atunci noi nu putem verifica dacă semnătura de acolo este într-adevăr a lui Xulescu. Iar pentru asta ar trebui folosite semnături digitale care se pot vinde sub forma unor stick-uri pe care stick dacă îl introduci în calculator și îl folosești cu un program compatibil, de exemplu Microsoft Word, îți permite ca momentul în care scrii ceva în acel document Word, se preiau niște informații criptate de pe stick și aceste informații sunt incluse în documentul tău Word, ca atunci când trimiți documentul cuiva, acel cineva poate să vadă, da domnule, într-adevăr la acest document a lucrat persoana care pretinde că a lucrat. Asta este, asta este ideea de bază. Ok, întrebări, comentarii până aici? În continuare, liniște. Bun. Criptomonede. Are cineva vreo idee ce sunt criptomonedele? Un exemplu este Bitcoin. Deci, de Bitcoin, cu siguranță, ați auzit cu toții. Acum, dacă aveți cu cuvintele voastre ce sunt astea și ce vor de la noi și ce vrem noi de la ele. E cineva dintre voi care nu a auzit niciodată de Bitcoin? În sus? Bun, deci cu toții ați auzit ceea ce înseamnă că cu toții ar trebui să aveți o părere. Hai să vedem cine ne spune părerea lui. Cătălin Stan are probleme cu internetul sau vrea să evite responsabilitatea că se tot conectează și deconectează. Ok. Deci hai să vedem cine ne spune ce crede că înseamnă Bitcoin. Ce fac aceste criptomonede? Dacă sunt bune, la ce sunt bune? Hai să luăm prin sondaj. Ioana Daniela Ferraru, dacă ne auzi, dă-ne o părere. Uh, păi sunt niște monede digitale. Ce înseamnă asta uh. mai precis? Uh. Părerea ta, pur și simplu, nu trebuie să cauzi pe net sau ceva, dacă ai vreo idee. e nu știu câți roni și, spre exemplu, dacă ai cumpărat uh, în momentul în care un Bitcoin era puțin roni, poate într-un punct o să crească și o să fie mai mult și o să poți să vinci pe ori de câștigi tu bani. Ok, deci în felul ăsta Bitcoin devine o investiție, ca și cum ai cumpăra niște acțiuni la bursă, asta spui. Bine, dar care este diferența? Că ai zis că tu sunt tot un fel de bani. Care este diferența între Bitcoin și ceilalți bani, ca să zic așa? Uh, nu prea multă lume acceptă. Adică, pe exemplu, nu poți să faci cumpărături online pe bază Bitcoin. Uh, nu prea poți să faci. Da, cu asta de sunt de acord. Uh, uh. Dar mă refer din punct de vedere al tehnologiei și mai precis al securității. Uh, dacă poți să ne spui, sau oricine, pur și simplu ce părere aveți. De ce au apărut astea? De ce avem nevoie de ele? Sunt de încredere, nu sunt de încredere. Ai vreo părere, Ioana? Ok, ce vreau să spun este că ce ne-ai spus tu cumva sunt uh, niște caracteristici practice, să spun așa, că poți să investești, poți să cumperi, poți să nu știu ce. Cu asta sunt de acord, sunt adevărate și e ok. Dar uh, să ne întoarcem un pic să ne amintim că suntem la laborator de criptografie, deci trebuie să fie și un pic de criptografie pe acolo. Și dacă aveți vreo idee cum apare criptografia, că de aia se cheamă criptomonede. Uite, hai să mai stresăm și pe altcineva. Daniel Sorin, frunză verde. Dacă ne auzi, ce părere ai? Diferența majoră dintre banii reali și Bitcoin este faptul că banii reali ar putea fi furați. Bitcoin nu prea, pentru că au o protecție foarte bună. În ce fel? Nu, adică știi de ce te întreb? Pentru că eu pot să zic următoarea chestie, domnule, eu îmi țin banii la banca nu știu care și nu folosesc niciodată cash, folosesc tot timpul transferuri bancare, folosesc tot timpul website-uri securizate, parole de 300 de caractere și așa mai departe. E, în continuare Bitcoin nu este mai sigur decât varianta asta? Ce zici? Eu zic că este mai sigur. Ok, dar nu știi să ne explici de ce. Da. Ok, bine. Uh, monedele astea, criptomonedele, se obțin prin niște procedee criptografice foarte complicate. Poate că ați auzit termenul de minare de Bitcoin sau minare de Ethereum sau în general minare de uh, minezi criptomonede. Uh, sau, mă rog, ați auzit poate că unele servicii, unele site-uri au fost acuzate că uh, au inclus în site-ul respectiv cod care minează criptomonede în numele lor. Adică, tu când încerci să accesezi un site în loc să citești și tu știrile, sau, mă rog, în, în timp ce tu citești știrile pe site-ul respectiv, site-ul respectiv uh, îți folosește calculatorul tău ca să obțină criptomonede, să mineze criptomonede și asta e ilegal. Uh, și multe site-uri au, au fost descoperite că fac chestia asta, inclusiv niște site-uri din România, dar nu mai țin minte acum exemple. Uh, ideea este următoarea, că criptomonedele sunt un sistem de recompensă descentralizată, uh, ceea ce înseamnă că nu există o autoritate centrală așa cum există banca, care ți, practic îți produce bani, pentru că banca are dreptul de a și produce bani, să spun așa, a imprima, a crea și așa mai departe. Mai mult decât atât, ce este important este că banca autorizează, că tot vorbeam despre autentificare și autorizare, autorizează și certifică orice tranzacție faceți. Deci vrei să-ți cumpere un laptop nou de pe eMag, intri pe eMag, alegi plata cu cardul online, și ce se întâmplă acolo? Păi serverele mag întreabă serverele de la BRD sau ce bancă ai tu. Mă, este adevărat că Cutărică are cont la tine și că are bani ăștia în cont? Da, domnule, este. Poate să extragi banii, poate să-și cumpere laptopul. Deci în felul acesta banca ca, este folosită ca intermediar care autorizează tranzacțiile. În vreme ce bitcoinul și criptomonedele nu folosesc o autoritate centrală, ci autoritatea este distribuită între milioanele de utilizatori. În 2018, cred, bitcoinul avea cam 60 de milioane de utilizatori, dacă nu mă înșel, rețeaua bitcoin, ceea ce înseamnă că în principiu în momentul în care tu cumperi un bitcoin sau minezi un bitcoin -o, printr-o anumită procedură pe care vă explic pe scurt imediat, toate celelalte 60 de milioane de persoane cumva girează pentru tine. Da, domnule, are voie omul ăsta să primească uh, 3 bitcoin că îl acceptăm în uh, cercul nostru restrâns de 60 de milioane de utilizatori. Iar procesul de minare a bitcoin folosește niște algoritmi criptografici foarte complicați, de aceea Acum vreo 2 ani puteai să minezi bitcoin pe calculatorul de acasă. În momentul de față, dacă vrei să minezi bitcoin... <coughs> Calculatorul de acasă te costă mai mult curentul decât câștigi în Bitcoin. Deci, ai nevoie de o putere de calcul foarte mare, de niște calculatoare foarte puternice și uh, mai mult plătești factura la curent decât câștigi în Bitcoin. Pentru că algoritmii criptografici au devenit din ce în ce mai complicați, și în momentul în care tu anunți, domnule, vreau și eu să minez 0,1 Bitcoin până mâine dimineață calculatorul tău este înscris în această rețea Bitcoin în care ă, practic faci ai niște informații financiare, deci toate tranzacțiile care s-au întâmplat în rețea în ultima perioadă, tu le vei certifica folosind algoritmi criptografici. Vei emite un fel de certificate care spun, da, domnule, ce a cumpărat Xulescu ieri folosind Bitcoin este corect. Sunt de acord ca Xulescu să primească produsul pe care l-a cumpărat cu Bitcoin, dar acest acord pe care îl explic acum se face cu ajutorul emiterii unui fel de certificat digital care certificat folosește un algoritm criptografic foarte complicat, deci un algoritm criptografic pe 256 de bits, dacă nu mă înșel, AES. Și, practic, calculatorul tău asta face. Când îți dai acordul ca o tranzacție din sistemul Bitcoin să fie autorizată, tu, de fapt, rezolvi o problemă de matematică cu niște numere de sute de cifre. De aceea este foarte intensiv și de aceea se cheamă criptomonede pentru că se folosesc algoritmi criptografici pentru a certifica aceste tranzacții. Și unde este câștigul? Păi după ce certifici, nu știu, 10, 20, 30 de asemenea ă, tranzacții, la sfârșitul zilei zice gata domnule, ți-ai adus și tu treaba, ți-ai adus contribuția la rețeaua noastră, primești pentru asta 0,1 bitcoin. Despre asta este vorba. Deci, în felul acesta se minează criptomonedele. Ok, uh, ora este destul de înaintată, motiv pentru care nu mai apucăm să facem partea de matematică și partea de C, pe care să le lăsăm pentru data viitoare. Acum uh, sper că v-a folosit uh, cât de cât uh, discuția pe care am făcut-o astăzi. Uh, începând de laboratoarele următoare, sper să vorbesc eu mai puțin și voi mai mult pentru că exemplele și exercițiile pe care le vedeți în notițe o să ceară și mai multe contribuții de la voi. Le puteți pregăti pentru data viitoare, puteți să veniți cu ele gata rezolvate și să mi, mi le explicați, nu e absolut nicio problemă. Și de asemenea, orice fel de feedback aveți de transmis pe parcursul acestui semestru, deci că vă place, că nu vă place, că e prea ușor, că e prea greu, că explic bine, că nu explic bine și așa mai departe, vă rog să-l transmiteți pentru că Aș vrea să bazăm acest laborator pe comunicare, dacă se poate, o comunicare chiar mai uh, uh, interactivă decât a fost astăzi. Dacă aveți orice întrebări sau comentarii uh, de încheiere. Ok, în continuare, liniște, o să aveți materialele pe. Moodle, adică fișierul de, pe, de întrebări de pe site-ul meu și de pe GitHub pe care l-am discutat și o să pun și uh, ora aceasta pe, uh, pe YouTube și linkul pe Moodle și rămâne să ne reauzim peste două săptămâni. Dacă nu mai aveți alte întrebări sau comentarii, semi, uh, laboratorul s-a încheiat și vă doresc o zi bună! La revedere! Evet